Noile documente sunt emise de către un alt medic român, Doru Paul, din cadrul North Shore University Hospital. Acesta susține că starea de sănătate a lui Nicușor Constantinescu este destul de gravă și că este nevoie de tratament și de noi intervenții chirurgicale. Reamintim că, în urmă cu o săptămână, Constantinescu a mai trimis un set de documente în țară semnate tot de către un medic român, Ștefan Cocioabă, care se pare că a avut ceva probleme în trecut cu Departamentul American pentru Sănătate. Documentele trimise în ultima vreme vin să contrazică motivarea dată de judecătorii Tribunalului București care au decis arestarea preventivă a lui Nicușor Constantinescu și care susțineau că președintele Consiliului Județean Constanța ar fi falsificat scrisoarea medicală și semnătura medicului de la Spitalul John Hopkins.